Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Eu sunt Raluca Bercea, iar dumneavoastră sunteți live pe Suceava Live. Iar alături de mine în această seară, așa cum bine puteți observa, de la sediul Pro România Suceava se află candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Este vorba despre Alexandra Harja Samsonescu. Bună seara, Alexandra, mă bucur să te întâlnesc. Mă bucur Bună să seara. Le fac cunoștință celor ce ne urmăresc cu tine, pentru că iată te afli în premieră într-o emisiune alături de mine. Da, bună seara și mă bucur și bine ați venit! Alexandra, cum arată județul Suceava pe ultima sută de campanie, ultima sută de metri de campanie electorală, în ultima săptămână de campanie electorală? Cum arată județul Suceava? Sincer, este o discrepanță între faptul că eu îl vedeam foarte frumos, bucovinean, așa, județul nostru, care m-am mândrit tot timpul. Și îmi pare bine că oamenii sunt aceiași pe care mi-am închipuit și pe care i-am cunoscut eu, oameni gospodari, buni, credincioși. În ceea ce privește județul însă am fost foarte dezamăgită, pentru că în luna aceasta am cutreierat în lung și în lat. Am ajuns până la Dornișoara, Bostanci, Șerbăuți, deci în toate colțurile județului, și vreau să spun că sunt dezamăgită. Pentru că nu este așa cum ni s-a prezentat, nu este așa cum l-am văzut și probabil cum îl văd mulți dintre suceveni. Are multe minusuri. Așa, ca o paranteză, ce m-a uimit cel mai tare, să-i spun ca o concluzie a acestor săptămâni, gândiți-vă că sunt case la Șerbăuți, deci la o aruncătură de băzi de municipiul Suceava, fără curent electric, cu copii, familii cu copii și fără curent electric. Și ce poate face președintele Consiliului Județean Suceava pentru această familie? Bineînțeles că trebuie făcut ceva. Prima dată trebuie găsită rezolvare din punct de vedere financiar. Care ar trebui să plece de la comunitatea locală, de la UAT, de la oamenii de acolo, până corect, să ajungem la Consiliul Județean. Corect, dar în momentul adică în care... Adică un Consiliu Județean nu poate să vină să-ți spună ție bec acasă, pentru că ar însemna că avem mult mai multe lucruri importante de făcut, avem mari proiecte despre care iată vorbim, dar în fapt noi ne corect împiedicăm de un bec. Exact, dar știți că asta este mare problemă, pentru că în momentul în care nu este o colaborare bună între Consiliul Județean și primării, din punct de vedere a culorii politice, a diverselor, nu știu, piedici, exact, este o problemă, pentru că Consiliul Județean ar trebui să se uite ce este în curtea lui, nu? Chiar dacă ține de UAT-ul respectiv, tot de Consiliul Județean face parte în final, exact. Și oamenii de acolo mi-au spus că la un moment dat aveau foarte mulți vecini, dar pentru că au așteptat și au așteptat și au așteptat ca acea lumină să vină odată și n-a mai venit, au fost nevoiți să se mute în alte părți. Și atunci despre ce vorbim anul 2020? Erau multe locuri în care n-ai ajuns niciodată și ai ajuns pentru prima dată? Da, bineînțeles, da. Am ajuns pentru prima dată și au fost și reacții pozitive și practic încă un lucru care m-a frapat și m-a întristat, să zic așa, a început școala. În continuare nu știm ce va fi, dar am văzut foarte mulți copii care nu vor merge la școală. Deci, și nu din cauza scenariului roșu? Nu din cauza scenariului roșu, din cauza financiară. Sunt foarte mulți părinți care și-au pierdut locul de muncă. Și atunci vedeam o statistică de 35.000 de copii care în județul Suceava nu au tabletă, laptop sau acces la internet. Eu inițial am zis că este doar o statistică și nu știu, nu i-am dat oarecum mare importanță, în afară că am reținut acest număr. Ei, mergând pe teren, am văzut acești copii în fața ochilor. Și părinții au spus că, tăi, cum să meargă la școală? Ei au trei copii, în clasa 1, 2, 3, 4, deci legați oarecum. Cum ar putea? Că statul la un moment dat era un proiect că le va da o tabletă dacă nu au niciun alt dispozitiv în casă. Spune, da, ei au două telefoane, dar nu o să facă față niciodată. Deci, clar, nu suntem pregătiți ca să avem generații nepregătite. Și asta este un mare minus. În fiecare seară am ajuns așa încărcate emoțional, cum nu mă gândeam că o să fie vreodată. Și tocmai de asta nici nu-mi pare rău că am zis da și că am acceptat. Cât de greu a acceptat Alexandra să candideze pentru o funcție deloc ușoară? Sincer, am acceptat ușor.
Pentru că eu am încercat, de când sunt și de când m-am întors în Suceava de la facultate, să schimb comunitatea, de fapt să aduc un plus valoare comunității cât am putut de mult. Și am avut senzația că n-am putut mai mult singură. Și atunci m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta și m-am gândit că aș vrea să fac parte dintr-un partid. Întâmplător, cum întâmplarea face de multe ori, m-am întâlnit cu domnul Nicu Bereanu de aici și mi-a prezentat proiectul lor, pe care l-am îndrăgit din start, că am văzut că este altceva. Și asta mă definește pe mine. Nu-mi place să merg cu turma și nu-mi place să fac ceea ce ne arată ceilalți sau nu știu. Și atunci sunt foarte încântată în continuare. Eu am un copilaj mic acasă, fac sacrificii pentru asta, dar tot spre binele lor o fac și sunt fericită și sunt mulțumită că am făcut pasul acesta. Și sper să vedem și rezultate pe 28. Sper că tinerii să înțeleagă că e nevoie de să pună umărul alături de noi și să iasă din casă la vot și să facem un pic, să ne mișcăm un pic în Suceava, că mi se pare așa monoton și gri și toată lumea se plânge. Deci asta am văzut pe perioada aceasta. Deci toată lumea este într-o continuă plângere de milă. Că nu se schimbă nimic, că nimeni n-are grijă lor. Că votul meu oricum nu contează. Asta este top. Că votul meu oricum nu contează. Și am întrebat, dar de când ați fost la vot? Dar n-am fost niciodată. Și atunci... Vezi că sunt primării, sunt primari care au pierdut la 3, 4, 5 voturi distanță. Cum? Mai ales într-o comună mică, votul nu contează niciodată. Nu e adevărat. Trebuie să mișcăm un pic lucrurile. Și oricum, din câte am observat, lucrurile merg spre bine. În pași extrem de mici, dar eu cred că merg spre bine. Cum e să faci echipă cu președintele Pro-România Suceava, deputatul Ioan Cătălin Nechifor, pe care, iată, oamenii din județ îl cunosc deja și foarte bine de altfel? Da, a fost o experiență extraordinară pentru mine, pentru că de la Cătălin Nechifor ai ce învăța. Deci este un om extraordinar care face lucrurile exact altfel și care a făcut foarte multe lucruri pentru comunitate. Mergând mult pe teren, am făcut o echipă foarte bună, pentru că noi ne bazăm pe echipă, pe lucrul de echipă. Și atunci am întâlnit pe teren foarte mulți oameni care îl cunoșteau și care îi mulțumeau pentru diverse lucruri pe care le-a făcut în mandatul lui. Și atunci vă dați seama că și mie mi-a crescut inima că fac parte din echipa aceasta. Ce echipă are Alexandra pentru Consiliul Județean Suceava? Din ce fel de oameni este formată echipa ta? Ne mândrim și mă mândresc cu faptul că echipa mea la Consiliul Județean vine din toate colțurile județului. Am vrut să acoperim tot, pentru că nu ai cum să știi problemele din județ dacă nu ai oameni acolo. Și atunci sunt foarte diverși, atât că sunt răspândiți pe întregul județ, cât și prin faptul că vin din diverse domenii de activitate. Și din nou mă mândresc cu faptul că mulți dintre colegii mei de echipă nu au mai făcut politică până acum. Este un avantaj? Să știți că este un avantaj. Este un avantaj ca cel pe care Partidul Pro-România îl propune pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava să nu aibă experiență politică. Este un avantaj sau un dezavantaj? Pentru că dacă întrebăm opoziția, categoric spune că este un mare dezavantaj pentru că nu avem experiență, avem în schimb tinerețe, energie, dar nu avem experiență, nu știm cu ce se mănâncă administrația, nu știm toate problemele, cum spuneai și tu, din județ și iată, apar discuții în felul acesta. Corect. Hai să-ți spun. La început mă gândeam că poate fi un minus. Deci am zis că da, candidez cu toată inima, dar în sinea mea mă gândeam oare cum să acopăr, cum aș putea eu să acopăr lipsa asta de experiență politică. Pentru că eu nici vocabularul nu l-am politic și să dea Dumnezeu niciodată să nu l-am. Și după care, din primele zile mi-am dat seama că este de fapt un avantaj. Pentru că eu mă bucur că văd lucrurile altfel și cu cei din echipă care nu au mai făcut politică. Tocmai de asta e frumusețea echipei acesteia, că se îmbină tinerețea cu experiența politică a celor mai vechi. Și atunci cred că este un lucru frumos. Eu nu am experiență în ceea ce privește administrația publică și mă bucur că nu am lucrat la stat până acum nicio zi. Mă bucur că nu am experiență în ceea ce privește administrația, pentru că nu cred că este nevoie de asta pentru a candida pe funcția de președinte al Consiliului Județean. Eu lucrez în domeniul privat de 7 ani. Dar de ce ar fi nevoie, dacă nu de experiență? Cred că este nevoie de un lider. Asta consider că lipsește în multe instituții din Suceava. Un lider. Poate fi o tânără un lider? Da, faptul că sunt femeie sau că sunt tânără nu cred că are nicio relevanță. Ca avantaj,
cum văd eu povestea aceasta, este faptul că eu am o întreprindere privată de 7 ani. Am ajuns la 25 de angajați. Nu-i mult, nici puțin, dar mă mândresc cu asta, pentru că noi am participat la târguri. Am un brevet pentru un utilaj, un brevet de invenție, la care am muncit, deci muncă brută. 12 ore pe zi a fost puțin, poate uneori. Am lucrat cu hipermarketurile, cu lanțurile hoteliere, am deschis puncte în străinătate. Ne-am dus efectiv la primărie cu flyerele și cu prezentarea noastră, am bătut din ușă în ușă până am reușit să ne deschidem punct de lucru. Și atunci eu știu cât de greu se face banul. Știu cât de greu intră un ban într-o familie și într-o firmă și într-o comunitate. Și știu cât de ușor se cheltuie. Și atunci cred că asta este nevoie. Să știm ce să facem cu banii? Exact, pentru că mulți care lucrează în administrația publică știu că vin niște bani de undeva și în cazul în care nu reușesc să-i cheltuie, la sfârșitul anului este un întreg festival de spargere a banilor. Și la sfârșitul anului, pentru că mai rămas în pușculița instituției ceva, cumpără pixuri, foițe, foicele și așa mai departe. Pe când nu așa trebuie procedat. Și asta am văzut în multe, multe cazuri de pe teren. Și atunci se compensează, eu zic că ies în avantaj, că știu cum se face banul, știu cum se cheltuie banul și încă un plus pe care l-am, pentru că nu am mai făcut politică, eu nu o să înțeleg și nici nu înțeleg și nici niciodată nu o să înțeleg care este situația cu culoarea politică în momentul în care ești pe o funcție, de ce să nu ai o comunicare extraordinară cu toți primarii de lângă tine. Doar pentru că este o râcă veche de o anumită culoare politică sau asta nu o să înțeleg niciodată și nici nu o să o fac. Și din nou cred că este un avantaj că sunt mai nouă în politică, să zic așa. Și nu sunt naivă, ci doar asta este lucrul în care eu cred. Probabil că cei care ne privesc sunt curioși, pentru că discursul tău este foarte bun, de ce să nu recunoaștem. Sunt curioși concret cu ce vine Pro-România, ce propune pentru județul Suceava Pro-România. În primul rând, noi ne axăm pentru perioada aceasta pe nevoia omului. Și credeți-mă că sunt atât de multe, deci ți se rupe inima. Începând... Dar din nou revenim. Da, da. Dacă un om este sărac și locuiește într-o casă fără podea, Consiliul Județean nu poate neapărat să meargă acolo și să pună parchet. Corect, dar poate să-i ofere un loc de muncă. Poate să susțină antreprenorii astfel încât să-i dea un loc de muncă. Și zic, de ce spun asta? Nevoile omului diferă foarte mult de la munte, dacă stă la munte, față dacă stă acel om la șez. Și atunci, situația actuală cu fabrica la Dorna s-a închis. Nu vă dați seama ce disperare este acolo. Pentru că alt angajator mare în zonă, că lucrezi la un magazin, tocmai și atunci mâna pe lopeți. Exact, și Consiliul Județean trebuie să susțină. Este acel fond de rezervă în care sunt bani. Cred că fondul acela de rezervă trebuie, acum este momentul de a face ceva cu banii și de a susține financiar atât oamenii rămași fără loc de muncă, cât și antreprenorii. Pentru că antreprenorii trebuie susținuți. Altfel, ei nu o să facă angajări perioada asta, pentru că se simte o instabilitate. Și atunci mă uit la mine. Noi, perioada asta, sincer, nu prea știu, că n-am prea trecut pe la firmă foarte mult, dar acum o lună veneau 2, 3, 4 oameni pe săptămână căutând un loc de muncă. Nu conta în ce domeniu. Doar că știau că încă nu am închis, că facem producție și că s-ar putea să avem nevoie de oameni. Și atunci, în momentul în care noi nu suntem susținuți, nu vom face angajări, pentru că simți că nu știi cum va merge treaba. Simți că virusul acesta din nou ne copleșește și atunci nu sunt sigură că va merge în continuare foarte bine, mai bine, încât să mai angajez. Și atunci, revenind la întrebare, consider că acest fond de rezervă trebuie folosit acum și nu mai târziu, pentru că școala deja a început și copiii au nevoie de... Este un ciclu acesta. Copiii au nevoie de ajutor. Dacă îi ajuți dacă ajungi părinții rămași fără locuri de muncă, că aici e situația, îi ajungi automat și pe copii. Da, sunt banii din fondul de rezervă. Primăriile și-au pus deoparte bani pentru festivaluri, pentru zilele comunei, și pentru alte zile, sărbători, să le zic așa, care nu s-au mai ținut. Ei, banii aceia trebuie cheltuiți cu cap. Și acum, că din cât am întrebat pe teren referitor la partea aceasta financiară, de asistență financiară, și banii sunt acolo, dar nu s-au cheltuit.
Și atunci, acum ar fi nevoie. Bineînțeles că ce îmi propun este accesarea de fonduri europene. Este mare păcat că sunt comune unde nu s-a accesat nici măcar un fond european. Pentru că primarii nu sunt profesioniști. Da, și pentru că la Consiliul Județean nu există o echipă bine structurată pe fonduri europene, care ar trebui să sfătuiască primarii. Din nou vorbesc de acea bună colaborare între Consiliul Județean și primari. Indiferent de culoare politică. Indiferent de culoare politică, bineînțeles. Păi, dar nu tragem toți pentru aceiași oameni? Asta ar trebui să facem. Și atunci, în momentul în care un primar dintr-o comună mai mititică, să zic așa, nu are susținerea Consiliului Județean, nu o să acceseze, pentru că se teme, în primul rând, pentru că nu cunoaște foarte multe lucruri despre proiectele europene și majoritatea, cred că e vorba despre SF-uri, aceste proiecte europene, nici nu știe cum se accesează, nici nu-l interesează și atunci o comunitate întreagă suferă. Cred că multe lucruri țin de buna colaborare. Și asta aș face ca un al doilea punct, susținerea proiectelor europene mult mai mult decât până acum. La nivel de județ și de UAT-uri, dacă mă întreb pe mine, nu e vina președintelui Consiliului Județean Suceava că un primar este neinformat. Un primar neinformat merge acasă. Un primar neprofesionist merge acasă. Primarul care nu are niciun fond european accesat și se află în zona Gura Humorului merge acasă. Merge acasă pentru că locul său este acasă, l-a scris poezii, la orice altceva, să nu continui ideea pe care o am în minte. Nu stă la primărie. De asta e nevoie de schimbări, nu doar la nivel de județ, ci și la nivel de comunități. Corect. Pentru că neprofesioniștii, cred că ar trebui să încheiem perioada calificării la locul de muncă. Da, dar din păcate ei nu merg acasă, ci rămân acolo și cu dinții trag de acel loc. Și va fi și mandatul ăsta și mandatul următor. Și știi de ce? Pentru că tinerii pleacă. Deci ne pleacă tinerii masiv. Și nu doar cei tineri, ci și cei mai puțin tineri care pleacă din comunități. Și atunci rămân cei mai în vârstă, care vrei, nu vrei, ori nu ies la vot, ori votează tot ce a fost până acum. Și atunci unde e schimbarea? Comunele noastre sunt goale. Deci goale, goale, goale. Tinerii au plecat, cei mai puțin tineri au plecat, atât din lipsă financiară, cât și din lipsa condițiilor. Și, sincer, pe bună dreptate, până luna aceasta îi judecam pe cei care plecau. Că nu sunt patrioți locali. Patrioți. Că e bine și acasă, că de ce nu încearcă. Ei, acum mi s-a schimbat părerea. Și trebuie să vedem cum facem ca să-i aducem înapoi. Pentru că dacă nu, va fi o Suceavă pustie, un județ pustiu și atât de frumos. Deja în zona de munte poți vedea pe dealuri mult teren cu fânul nefăcut. Asta e o mare problemă pentru zona de munte. Pentru că nu mai are cine să-l facă și nu mai are de ce să-l facă și nu mai are pentru cine să-l facă. Câți colegi din teritoriu vor produce o schimbare în comunitățile lor? Pentru că, iată, vorbeam că este nevoie de oameni profesioniști la primării. Da. Să dau câteva exemple cu care noi ne mândrim. De fapt, cu toți candidații noștri de primărie ne mândrim. Dar avem o parte din ei care s-au întors din străinătate pentru a face schimbări. Și mă bucur foarte mult pentru că vin cu un suflu nou și cu o energie și cu o putere de luptă, efectiv luptă e cuvântul potrivit, încât nu ai cum să nu te molipsești. Cea mai recentă experiență a fost la Broșteni, unde a fost zilele trecute și am întâlnit pe Alex Hurjui și echipa lui. Doamne, deci sunt niște oameni minunați, deci efectiv când ajungi acolo n-ai mai pleca. Și eu sunt convinsă că va face mari schimbări în Broșteni. Ei sunt întorși din Italia, unde au o firmă mare și au fost realizați acolo și sunt realizați și în țară. Și tocmai l-am întrebat, aceeași întrebare veșnică pe care îi pune unui tânăr. Ce ți-a venit de te-ai implicat în politică? Și a zis că el nu s-a implicat în politică, ci s-a implicat în viața comunității. Și bineînțeles că știa pe toată lumea, toată lumea îl știa și efectiv omul ăla super gospodar care vrea să facă treabă. Și el și echipa lui este exact la fel. Și atunci despre asta vorbim. Îl mai avem la Zamostea pe Paula Rusoai. Exact aceeași poveste. Vine din străinătate, are familie aici, a fost plecat foarte mult timp. Timp în care a câștigat bine și a creat ceva acolo. Dar consideră că acasă este locul pe care îl poate face mai bine. Iau experiența
lucrului bine făcut și calitatea, de ce să nu recunoaștem, a restului Europei. Așa e. Tocmai și în momentul în care vii în țară și ai aturile lucrurilor în străinătate, dar le aplici în țară, poți face mare lucru. Și mă întrebam la ce le-ar fi folosit lor experiența politică. Nu zic, bineînțeles că le-ar folosi, dar în prea puțin, prea puțin. Și cred că vor face lucruri foarte bune. Ce le-ai spus oamenilor cu care te-ai întâlnit din județ? Pentru că sunt convinsă că mulți din mediul online te-au recunoscut. Poate mulți a trebuit să-ți facă cunoștință domnul deputat. Da. Mulți poate te-ai descurcat singură și ți-ai făcut cunoștință singură cu ei. Da. Le-am spus câte ceva despre mine, așa foarte puțin, cu cei care am reușit să vorbesc mai mult. Ce ar trebui să știe oamenii din județ? Foarte puțin, foarte scurt despre tine. Eu am 30 de ani. Și chiar dacă sunt tânără, sunt foarte bine pregătită. Mi-am asumat din toată puterea candidatura pe această funcție. Și să dea Dumnezeu să... De fapt, sunt sigură că nu am muncit degeaba. Mă refer la noi ca și întreagă echipă. Și că vom schimba ceva. Vom schimba cât uși de puțin. Și contează mult, pentru că orice schimbare în bine contează foarte mult. Pentru că eu am 30 de ani și de 30 de ani am simțit, chiar dacă am fost mică și apoi am crescut, dar am simțit Suceava, zic la nivel mai mic, coborând așa treaptă cu treaptă, cu treaptă, cu treaptă. În momentul în care s-a închis o societate, o întreprindere, o fabrică, noi am mai coborât câte o treaptă. Și acum simt că suntem la nivelul de jos. Venind din zona de business, mă întristează foarte mult că noi nu mai avem producție în Suceava. Deci de nicio culoare. Tot ce e market, supermarket, hipermarket. Și atunci locurile de muncă se învârt în zona aceasta. Pe când Suceava era pe vremuri o mare zonă industrială. Și atunci cred că e timpul să creștem înapoi. Și cred că putem face asta noi tinerii, care ne-am făcut școala la timp, care venim fără vreo, nu știu, intervenție sau fără vreo, pilă. Și pilă și fapt ascuns, așa fără vreo... Fără istoric, da, fără schelet. Exact, da, da, da. Și venim noi pe cont propriu care chiar dorim să schimbăm ceva. Pentru că, crede-mă, mie mi-era bine unde eram, adică nu mă plâng, mie este foarte bine la firmă, totul e în regulă. Dar zic asta pentru că mulți m-au întrebat pe teren, da, de ce? Nu era bine? De ce să îți găsești treabă? Cam asta era ideea. Din contra, dacă toți am gândit așa, și dacă ne-am fofilat dintr-o parte în alta, Suceava din nou ar merge mai jos. Și atunci eu vreau să rămân aici, n-aș vrea să plec. Copilul meu nu vreau să plece, nu vreau să fiu nevoită ca soțul meu să plece la un moment dat în străinătate pentru că ceva nu e în regulă în Suceava. Și atunci eu consider că dacă toți cei tineri, nu toți, măcar o parte, ne-am implicat și am fi acolo împreună, eu cred că forța majorității și-ar spune cuvântul. Care este visul Alexandrei în momentul în care va deveni președinte de Consiliul Județean Suceava? Te-ai gândit ce ai face? Care ar fi primul lucru pe care l-ai face din postura aceasta? Da. Sincer, de fiecare dată când mă văd cu cineva nevoiaș, am zis, las că o să ajung eu și o să te ajut. Cumva, nu știu cum, dar o să te ajut. Ei, asta, bineînțeles că nu se poate, poate chiar pe fiecare, dar mi-aș dori enorm ca să ajungem într-un punct în care condițiile de bază să fie îndeplinite. Mă refer la apă, canal, mă refer la drumuri modernizate, mă refer la grădinițe și la școli în apropiere. În momentul în care îi dai omului și de o modalitate de a susține locurile de muncă, în momentul în care îi dai omului toate aceste aspecte, el va fi fericit cu ce are și unde se află. Și atunci va ține doar de el dacă va reuși mai departe sau nu. Pentru că e o linie de zero de la care pleacă. Ei, momentan suntem undeva la sub zero. Și atunci am fost chiar recent în Hârtop. Ei, acolo praful pe mașini și pe garduri e de un deget. Despre ce vorbim? Sau faptul că drumurile județene nu sunt nici acum modernizate, cel de la Grămești la Șerbăuți, cel care trece prin Vâlcele, sunt multe, multe. Și în momentul în care oferi omului pachetul de servicii basic, cele de bază, atunci îi poți cere, să muncească mai mult, îi poți cere să își ducă copiii la grădiniță și la școală ca o cerință, dar momentan ți este greu să-i ceri, pentru că nu au condițiile necesare. Le este foarte greu să meargă pe jos,
În Frasin, de exemplu, în orașul Frasin, nu este nicio școală. Și este oraș mare cu mulți locuitori. Singura școală este de 3 ani în renovare și atunci părinții cum să-și ducă copilul la școală? Este un autobuz, un microbuz din ăsta școlar care face multe, destul de multe curse pe zi și atunci părinților le este foarte frică în momentul acesta, pentru că pe drumul, la școală e ok, port mască, nu se distanțează social, dar pe drum. Și atunci am întâlnit și frica aceasta la Frasina părinților care nu-și trimit copiii anul acesta la școală, tocmai din frica de a se îmbolnăvi atât ei, cât și bunicii care stau în aceeași curte. Și atunci o să fie ani grei, prin care o să trecem doar dacă suntem gospodari, atât la nivelul județean, cât și la nivelul comunităților, cât și la nivelul familiilor. Dar pentru asta trebuie să existe un model. Un model, cineva care să tragă pentru toată această echipă enormă a județului. Care este modelul Alexandrei? Sincer, am mai multe modele. Îl admir, cum am mai spus, foarte mult pe Cătălin Nechifor pentru ce a făcut. Pentru că lucrând cu el am văzut mult din ce a făcut. Și admir, o admir pe Lumița Chihai, care a făcut foarte multe pentru dezvoltarea județului, pe Doru Sârghe, care la fel, pe foarte mulți din echipa noastră, pentru că de ei am fost apropiați. Nu am ce să-ți spun alt model politic, să zic așa, pentru că nu am văzut decât ce s-a prezentat la televizor sau prin ziare. Nu i-am avut aproape ca să-mi dau seama că chiar sunt un model pentru mine. Care este lecția pe care ți-a oferit-o această campanie electorală? Pentru că, iată, e pe final. Da, Doamne, deci campania asta a fost minunată, să-i spun așa. Nu mă gândeam că mă poate schimba ca om atât de mult. În fiecare seară ajungeam acasă încărcată emoțional. Deci asta e adevăratul, încărcată emoțional. Și am apreciat enorm ce am. Am apreciat enorm ce am și mi-am propus cu tot din adinsul să nu mă opresc aici. Nu se știe ce va fi pe 27. Eu sper din suflet ca oamenii să deschidă ochii și să realizeze că e nevoie în primul rând să iasă la vot. În al doilea rând e nevoie să susțină oamenii care vin cu altfel de abordare și care prezintă proiecte realizabile și necesare și bazate pe nevoia actuală a omului. Dar îmi propun ca pe viitor să continui să fac exact același lucru până reușim să facem ceva. Există oameni care ți-au spus că nu ai nicio șansă? Da, bineînțeles că există. Și m-am mirat că din toate domeniile, inclusiv cei tineri, și principala poveste a fost exact aceeași. De ce? Pentru că oricum era oricum foarte greu cu timpul și oricum nu o să schimb nimic. Ai, deci mai tare mă ambiționam. Probabil nu o să pot schimba nimic eu personal de pe zi pe alta, doar că avantajul enorm este că noi avem o întreagă echipă în spate. Deci o echipă foarte faină, foarte puternică, cu oameni atât de doritori și atât de axați pe ceea ce vor să facă, încât împreună putem face schimbarea. Eu singură nu pot. Și atunci mulți mi-au spus că nu neapărat că nu voi reuși, ci că poate ar trebui să mai aștept, să mai văd. E momentul. Da. Dar eu cred că exact acesta este momentul, pentru că perioada în care trecem noi, prin care trecem noi, este una critică. Și județul Suceava, după părerea mea și după ce am văzut în luna aceasta, este foarte decăzută. Decăzut județul, atât din punct de vedere economic, cât și moral, cât și uman. Și ce rezolvăm noi dacă continuăm să promovăm această idee că județul Suceava este în genunchi? Personal nu sunt de acord cu această idee, da. Și n-am fost nici în prima zi de lansare a candidaturii când discursul tău a avut același mesaj la un moment dat. Da, da. Ce rezolvăm dacă promovăm că noi ne aflăm în genunchi? Ce rezolvăm? Ce beneficii ne aduce acest discurs? Conștientizarea. Deci cred că este momentul în care ar trebui să conștientizăm și să punem mâna. Nu o spun ca o plângere și ca plângere de milă, ci că trebuie să conștientizăm și să facem ceva să ieșim din impasul acesta. Și cum am mai spus de multe ori, este momentul în care poate ar trebui să lucrăm și împreună. Să nu mai ținem cont de culoarea politică, de aceste uri. Asta mi s-a părut partea urâtă a campaniei. Și e dubios cum că oameni mari în toată firea pot face aceste lucruri. De asta am încredere în generația noastră. Eu nu cred că cu cineva din aceeași generație ne-am putea arunca așa noroi unul în curtea altuia.
Și atunci schimbarea poate porni și de aici. Și nu cred că județul este îngenunchiat în sensul neajutorat sau în sensul plângerii de milă sau în sensul... Pentru că alții se vor bucura când vor auzi asta. Sunt convinsă că există oameni care se vor bucura când vor auzi că Suceava este la pământ. Dacă cei oameni fac parte din județul Suceava, să le fie rușine. Și dacă nu fac parte din județ? Dacă nu fac parte din județ, nu este treaba lor. Pentru că, momentan, problema asta este în curtea noastră și trebuie să o rezolvăm. La ce folos, dacă acum am vorbit despre proiecte din astea exorbitante, care nu se vor întâmpla, pe ce ar ajuta familia din dealul Floreni, care e disperată că nu mai are loc de muncă, la Doarna s-a închis, nu are cu ce să-și trimită copiii la școală, că asta este realitatea. Așa este. Tocmai la ce i-ar ajuta pe ei, nu știu, un proiect din ăsta extraordinar de mare, cu o finanțare foarte mare, care prima la mână nu o să se întâmple în următorii ani, știm cu toții. Și a doua la mână știu că pe ei oricum nu vor, nici măcar nimeni nu se gândește la ei. Și atunci, eu nu zic cu rea intenție, eu zic în ideea în care trebuie conștientizată situația. Să punem umărul la treabă și mâna la treabă și să facem ceva împreună. Care este mesajul de final pentru locuitorii județului Suceava? Este un an aparte, tipologiile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat și mai mult ca oricând avem nevoie să fim uniți. Să fim aceiași oameni gospodari care au fost până acum, doar că situația ne cere o rezolvare specială. Și atunci, în primul rând, vreau să-i rog din suflet să iasă afară din casă. Îmi pare rău că eu tot urmăresc vremea, cum va fi duminică și o să și plouă, așa, ca și un capac peste toate. O să-i rog să iasă din casă, în primul rând, și să aibă încredere în noi, să aibă încredere în mine și împreună putem face ceva spre binele județului ăsta. Că, la urma urmei, pentru asta ar trebui să tragem toți și pentru asta există politica, nu? Ar trebui să... Răspundă nevoilor oamenilor. Exact. Și să fie acolo la timp pentru ei și pentru exact ceea ce omul are nevoie în momentul respectiv. Dacă ar fi să descrii într-un singur cuvânt ziua de duminică, care ar fi acela? Emoționantă. Cred că emoționantă va fi. Vei avea emoții mari? Da, bineînțeles că deja așteptăm, de-abia aștept să, practic, să culeg merele, nu? Mulțumesc tare mult pentru prezență și mult succes! Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră pentru că ați fost și în această seară alături de noi. Rămâneți pe Suceava Live pentru că urmează o nouă emisiune cu noi invitați de data aceasta de la un alt partid. Așadar, rămâneți pe Suceava Live. O seară frumoasă în continuare!